Și dacă am vorbit anterior despre faptul că oamenii ar fi unul din motivele de mândrie națională esențiale, să știți că tot pe această undă ne continuăm parcursul emisiunii. De această dată, dragi prieteni, vom trece la industria textilă și designerii autohtoni care vin de la an la an cu idei și modele deținute demne de toată admirația, în special atunci când ele sunt inspirate din tradițiile și portul nostru popular. În următoarele clipe vă vom prezenta și vom afla mai multe detalii despre colecția etnofolclorică a Colegiului Tehnologic. Despre ea ne va vorbi doamna Angela Doina Bezuțchi, profesor, designer, maestru în arte. Dar vom admira și o colecție de rochii de seară prezentată de către designerul vestimentar Zinaida Șuba. Da, într-adevăr spectaculos, frumos. Vă zic încă o dată bună seara și bine ați venit la noi. Și bine. Mai ales că nu ați venit singure, dar cu aceste modele și cu această colecție extraordinară pe care au avut ocazia să o admire toți cei care urmăresc Tezaur TV. Pentru că ziceam noi că a fost lansată această colecție, a fost prezentată, mai bine zis, și la Festivalul Tezaur Național. Doamna Angela, Zinaida, felicitări pentru această colecție. Mersi. Și doamna Angela, vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți inițial de unde a pornit această idee și cum a decurs totul, să avem ce avem de fapt, ceea ce am văzut. În Colegiul Tehnologic din Chișinău este o tradiție mai în fiecare an să se lanseze o colecție nouă în diverse stiluri. Și am hotărât, adică a venit propunerea de la Consiliul Administrativ să iarăși să creăm ceva nou, inedit. Și în calitate de designer vestimentar am propus să elaborăm o colecție legată de tradițiile, costumul național, detaliile din costumul național, dar cu alură de nou, modern, interesant și totodată util, funcțional.
Cine sunt cei care au muncit pentru a avea rezultatul final? La această colecție s-a muncit practic timp de un an de zile împreună cu profesorii, maestrii și discipolii noștri. Așa, de la Colegiul Tehnologic. Și discipolii care de regulă sunt toți talentați. Majoritate. Dacă ar fi să ne vorbiți despre procesul de creare și pentru cei care nu cunosc, cum decurge? Începe de la ideea, apoi schițe. Care sunt toate etapele? Este o etapă destul de complicată, migaloasă. Sigur că vine de la idee, de se propune întâi izvorul de inspirație, adică costumul național, ornamentul, detaliile costumului, accesoriile și în baza se studiază tendințele modei. La toate acestea se propune un stil etno, nu stil național și nici folcloric, dar sunt împrumutate detalii din costumul nostru tradițional, deoarece trăim pe acest pământ și trebuie să valorificăm, dar într-o alură așa mai nouă, mai neobișnuită, mai modernă, după părerea mea. Așa. Eu vă rog, regia, să ne oferă și niște imagini, pentru că am făcut noi o colecție de imagini. Da, iată, doamna Angela, aceste imagini de la festivalul nostru, unde au fost prezentate aceste ținute. Vorbiți-ne, vă rog, despre feedback-ul în urma acestei colecții, de fapt. Am vrut să prezentăm niște siluete moderne, utile, funcționale, cu elemente de decor, de ornament, chiar împrumutate, contrast de tip vegetal împrumutate din costumul nostru tradițional. Iarăși, careva forme s-au împrumutat, s-au folosit materiale naturale, majoritatea de in, bumbac, procurate din țara noastră, chiar și de peste hotare, în special din Italia. Iarăși a fost decorate nu numai cu ornament, dar diferite șnururi, diferite bentițe, etc. Adică s-a dus o muncă enormă, apare ideea, se propun schițe, se propun idei pe suport hârtie, la fel se fac vizionări împreună cu Consiliul Administrativ, mai apoi se selectează un grup de lucru care e destul de imens, de vreo 25 de oameni și se lucrează începând cu proiectarea îmbrăcămintei, pe manechini se fac diverse probe până la 3, 4, 5, mai apoi pe manechini vii. Iarăși se mai vede raportul, masa, cum este plasat accentul în vestimentație și ne-am străduit ca să... Eu vreau să trec și la Zinaida și să-mi spui care a fost aportul tău pentru această colecție, fiindcă noi te-am cunoscut ca cea care își dorește din tot sufletul să promoveze această colecție și să o aducă în vizorul cât mai mulți oameni iubitori de frumos, iubitori de tradiții, de obiceiuri? Da, bună încă o dată. Eu vreau să spun că atunci când ați venit cu ideea să organizați festivalul la noi în localitate, fiind o părticică a culturii din Dânceni, am zis că cumva și are locul această colecție, dat fiind faptul că cumva îi ajut pe cei din colegiu să-și promoveze, pentru că eu am acces la mai multe festivale, dat fiind faptul că cântăm. M-am gândit că cumva o să diversifice programul și o să dea, cred că, un accent pentru festival. Am venit la voi cu propunerea, m-ați acceptat. Cu mare drag. Și asta a urmat. Da, a fost foarte frumos, într-adevăr. Eu am ieșit prima pentru că cumva voiam să văd care o să fie reacția publicului, pentru că era cam la finele festivalului și cumva mă gândeam că este necesar de dat energie, parcă toți erau așa triști că deja s-a sfârșit festivalul. Tu aveai o doză mai mare de energie în tine, gata să o împărtăși cu cei prezenți. Nu avem răbdare să ieșim, probabil. Și ai văzut că de fapt a fost o reacție foarte frumoasă.
Foarte frumoasă. Mă interesează ce se întâmplă cu această colecție. Și dacă sunt doritor de a avea parte de un costum de acest gen, cum pot face rost de el? La cine apelează? Aș vrea să menționez că Zinaida a fost studenta noastră și ne-a bucurat și pe băncile studenției. A fost foarte energic, foarte harnică și ne bucură și acum că nu uită de noi, de dascăli, de colegii, de breaslă. Și am vrut să menționez că colecția special s-a făcut în multistraturală și dacă se mai poate să se dezbrace careva elemente și tot apare o altă ținută, adică poate fi chiar și o versificare de două, trei ținute. În afară de aceasta, special s-a făcut să fie cu funcțională colecția, ca să o propunem și pentru vânzare, ca să acumulăm careva resurse și să creăm o altă nouă colecție. Avem nevoie de surse pentru materiale. Aici vreau să întreb, de unde studenții fac rost de materia primă? De unde faceți voi rost de materia primă? Sigur că administrația colegiului suportă careva cheltuieli elementare pentru materiale și dăm în proces. Credem noi că se va răscumpăra sursele care s-au propus pentru colecția aceasta ca să introducem pentru următoarea deci, colecție. Colecția este spre vânzare. Da. Unde o pot găsi doritorii? Și dacă ne spuneți și cam ce preț au? Cât de mult variază? Știți, sunt folosite materiale nu chiar scumpe, dar și așa, medii după preț, eu mă gândesc că diferă de model. Poate să înceapă cu un 800 de lei cel mai simplu model și dacă să din câteva straturi de vestimentație cu îmbrăcăminte exterioară, poate să fie până la 1.000, jumătate, 2.000, adică nu-i prețul real. Deci e accesibil, e chiar accesibil? După mine, da. Pentru că evident că voi, ca specialiști în domeniu, vreau să vă întreb ce părere aveți despre faptul că marea majoritate, sau de fapt tot auzim că, uite, brandurile astea autohtone au un preț exagerat și preferă să cumpere ceva de import. Voi ce părere aveți la acest capitol? Brandurile, sigur că poate că undeva prețurile sunt exagerate, dar fiecare firmă, fiecare atelier de creație suportă cheltuieli nu numai în afara de a investi în materiale, dar și în resursele umane, sigur că se investește. Chiar te rog, da. Că urma să vin la tine cu întrebarea. Da, pot să adaug. Problema cea mai mare este că noi nu avem materie primă care să se producă în Republica Moldova. În această cauză, pentru a aduce această materie primă, se fac anumite costuri. De aceea avem prețurile pe care le avem, dar dat fiind faptul că și calitatea se dezvoltă pe an ce trece, eu cred că se merită de investit și de promovat tot pe ai noștri. Tu, Zinaida, cumva încerci să fii ramificată, implicându-te și la studii și la colecțiile de care este nevoie pentru a-ți susține, apropo, examenul de licență pe care urmează și noi îți dorim pe această cale mult succes, cât și particular sau individual, aș zice eu. Tocmai din acest considerent, până a trece la subiectul cu creațiile tale individuale, propun să urmărim doar o parte din colecție, cu siguranță vor fi mai multe, doar o parte din colecție care presupune rochii de ocazie, rochii de seară. Voi invita fetele, voi ruga regia să ne dea sunetul de fundal, să le urmărim.
Aplauze! Uite că această... Da, aș ruga Gia să ne închidă sunetul de fundal, că nu mai este nevoie de el. Vă mulțumesc mult celor din cadrul de regie. Vă mulțumim. Felicitări pentru această frumusețe pe care o vedem aici. Fetelor, o să vă rog să faceți doi pași mai în spate, dacă e posibil, astfel încât să avem posibilitatea să vă admirăm în continuare, să vă admir și eu. Felicitări pentru această mini-colecție, dacă îmi permiți să zic așa, că avem doar 3 modele aici. Vreau să ne vorbești despre ea. Cum te-ai gândit să o faci? Ce îți propui? Care este scopul ei? Această colecție nu este pentru licență. La licență m-am gândit că totuși o să mă axez pe alt stil. Care aceasta ar fi? Este, cred că etno. Cred că etno. Deci tot etno. De la doamna profesoră, da, inspirată, da, nu? Da, cumva m-a atras stilul ăsta atunci când am făcut cunoștință cu noua colecție, pentru că colegii mai are o colecție destul de frumoasă, însă asta e mai deosebită. Pentru că e mai nouă, respectiv. Da, apropo, ca o mică paranteză, am pus și eu ochii pe o ținută din colecția anterioară, așa că îmi pare că o modelă se duce fără articolul vestimentar. Ar fi foarte bine. Această colecție, probabil am visat câteva elemente noaptea și m-am gândit că trebuie să fac o colecție pentru mine personal ca să mă pregătesc pentru examenul de licență, să văd dacă să mă axez pe acest stil sau nu. Nu este prima colecția mea, adică acestea sunt 3 modele, de fapt, dintr-o colecție. Probabil asta a fost o încercare să văd combinarea dintre stofe și dintre prelucrări și cumva pentru că tot s-au pornit sezonul nunților de evenimente private. Da, de evenimente private. Probabil să le propun la prietenile mele, cunoscutele mele care mă cunosc, activez cât de cât în domeniu, să le propun ținute noi, deosebite, care nu le pot găsi oriunde. Într-adevăr, nu le pot găsi oriunde și... Să-mi zici, te rog frumos, care este prețul acestor ținute? Că avem posibilitatea să ne promovăm acum tot ce faci. Pot să spun că sunt la început de cale și nu o să exagerez cu prețurile. Cred că până în 2000 ne încadrăm. Dacă ne referim la modelul negru, acolo a fost mai mult de lucruri, recunoaștem. Probabil că atât, dar... Eu cred că le-aș da și mai puțin dacă ar fi... Purtată cu drag, da, purtată cu plăcere. Da. Ții cont de tendințele internaționale atunci când îți propui să schițezi, să creezi ceva? Sigur, de la doamna Doina, sorry, m-am învățat că trebuie numai decât să urmărim toți designerii de top, toți cei care cumva trebuie să tindem spre ei. Da, urmăresc fashion week-urile, urmăresc... tot ce ne propune și YouTube-ul, acolo e un izvor imens de inspirație. Și cred că de la designerii străini, totuși pentru că cei locali, de acolo se inspiră. Da, eu voi ruga pe doamna profesoară să vină cu un comentariu referitor la această ținută, dar cu un obiectiv. Facem abstracție de la faptul că Zinaida e fosta dumneavoastră elevă. Iubită elevă. Eu mă bucur foarte mult că Zinaida activează și e multilateral, în mai multe domenii activează. E foarte activă, e foarte energică și mă bucur că creează mai departe, adică nu se lasă de profesia designului vestimentar. E sigur că la început de cale, după cât, dacă nu mă greșesc, aceasta e început de a doua colecție, va fi la licența a treia, adică cu timpul se perfecționează și apar siluete destul de interesante. Păi sunt folosite materiale plăcute, materiale pentru ținutele acestea bine se potrivesc. La fel, culorile sunt contraste, negru e culoare clasică care... poate să fie și modernă și peste 10 și peste 20 de ani, roșu le place la majoritatea domnișoarelor din Moldova. Se fac vizibile cu ajutorul acestei culori. E culoare țipătoare, dar e destul de interesantă și modelele sunt neobișnuite. E foarte greu să creez asimetrie și după mine Zinaida s-a isprăvit.
Foarte bine, bravo! Și baftă mai departe, Zinaida, eu aștept și mai mult și mai mulțumesc. Frumos. Da, apropo, eu, Zinaida, vreau să te întreb unde pot fi găsite aceste rochițe, unde te pot găsi telespectatorii, urmăritorii noștri în caz că își doresc să facă rost de una? Eu încă n-am făcut poze, urmează să fac întreaga colecție și probabil o să fac anumite poze, o fotosesie. Și o să mă găsiți pe Instagram, Facebook, cred că așa. Sau cu numele și prenumele tău, nu? Da, corect. Corect, da, sunt curioasă să știu dacă aveți și colecții pentru băieți, pentru bărbați sau nu? Personal eu, în calitate de designer vestimentar, am și colecții combinate, bărbați-femei. Sunt în stil militar, în stil sport, diferite stiluri. Și pe dumneavoastră unde vă găsesc cei care își doresc să vă vadă colecțiile și să facă rost de ele? La festivale de modă am participat nu odată, am fost și în juriu și masterclass dădeam. Acum cred că în blog Doina Bizuțchi, prin Facebook mai puțin apar, dar dacă... Și dacă să-mi șoptească Zinaida cum se face industria asta, eu mai mult pot să creez. Să vă ajute la partea de promovare. Da, eu creez, da, și ea promovează, da, nu? Da, da, de ce nu? Dacă tot ați spus dumneavoastră că ați fost și în juriul la diferite evenimente de acest gen, sunt curioasă să știu părerea dumneavoastră ca specialist. Cum stăm noi la capitolul industriei textile în Republica Moldova? La capitolul modă? Pot să spun că majoritatea studenților de la instituții superioare, de la instituții medii de specialitate, au succes foarte mari, sunt foarte talentați, foarte multe personalități talentate avem în țara noastră. Iarăși, industria, pot să mă refer la cei care îi cunosc, la discipolii mei, să zicem așa, care îi cunosc și care încearcă, luptă, duc și o luptă aprigă ca să mențină pe piața autohtonă, deoarece nu sunt ținuți absolut de fel de stat, de țara noastră. Deci sigur că sunt din... pe cont propriu. Da, majoritatea. Păi, și aici îmi vine întrebarea, de ce noi nu cunoaștem totuși de ei? Unde se gafează? Zinaida, tu care este părerea ta? Probabil... Cumva nu sunt nici ei cu inițiativă mare, pentru că atunci când ai inițiativă mare, răzbați oriunde. Dar și poate puține evenimente avem de genul dat și poate puțin a rămas în urmă această industrie la capitolul promovare, mă refer. De asta cumva eu când văd vreo ocazie, vin la profesorii mei și le spun: aici este festival, noi trebuie să mergem. Eu n-am cu ce voi aveți. Bate și ți se va deschide. Corect. Da, cu mare plăcere. La final de interviu, evident că sunt curioasă să ne spuneți care sunt tendințele în modă și ce trebuie să purtăm noi pentru toamna acestui an. Toamnă-iarnă, de ce nu? Că trece timpul ca nebunul. Tendințele sunt diverse, dar întotdeauna nu iese din modă stilul clasic, care are la bază câteva culori. Alb, negru, griu, maroul, Zinaida cunoaște încă de la lecții, spun asta. Și sigur că întotdeauna se ține cont și de anotimp, de materialele noi apărute în lume, de ce nu? Și cam mai asta. Și fiecare designer își creează tendințele sale. Dacă e un designer renumit cu capacități mari, talentat, creează destul de interesante modele și de multe ori nici, poate că nici nu are nevoie de tendințe de mode. Asta voiam să zic și eu, că da, totuși haina dă energie și atunci când este o haină plăcută pentru tine, probabil asta și trebuie să se includă în tendințe. Și cumva, la final de interviu, să știți că mai am eu o curiozitate. Ar putea fi vorba de o colaborare dintre noi, Tezaur Media TV, și voi ca designer vestimentar? Sigur. Cu mare plăcere. Evident. Cu mare ca plăcere. Ca să scoatem și noi în prim plan aceste ținute frumoase, să le aducem în vizorul lumii, pentru că dispunem și de o pagină și avem peste 130.000 de urmăritori și zic eu că ar fi favorabil pentru ambele părți.
Doamna Doina, cu noi avem foarte mulți ținute la colegiu, da, care fetele poate și-or vrea să se îmbrace în ele în emisie. Da. Ce frumos! Hai că continuăm noi discuția deja după emisie. Eu vă mulțumesc din suflet. Și colecții personale am în stil etno pentru anotimpul rece, pentru anotimpul cald, cu mare plăcere. Da, vă mulțumim din suflet, pentru că suntem cei care promovăm tradiția, cultura, moștenirea, cei care organizează diferite evenimente culturale, artistice și evident că avem nevoie de ținute vestimentare speciale, extraordinare. Eu vă mulțumesc mult, vă doresc mult succes în continuare. Și dumneavoastră. Și zic eu, până la noi revederi, până la o nouă colecție. Da, până la colecția de licență. Să dea Domnul!